Vă salut, prieteni! În urmă cu ceva timp, cu câteva zile bune, am fost invitat de către un prieten dintr-un oraș alăturat comunei mele, și anume Vâlei de Munte, să iau parte la un podcast. Pentru cine nu știe ce înseamnă podcast, este un interviu mai lung unde se povestesc anumite lucruri și întâmplări din viața celui invitat. Cu siguranță acest material o să fie foarte interesant pentru cei din zona mea. Bineînțeles și din zonele sau comunele alăturate, pentru că ne cunoaștem între noi, am copilărit, am fost la școală împreună foarte mulți dintre noi și cu siguranță e foarte interesant să se afle, cum să spun eu, unii au evoluat mai repede, alții au evoluat mai încet, unii au trecut prin mai multe probleme, alții n-au trecut, unii au avut o situație financiară bună, alții n-au avut o situație financiară bună. Vorbind, și mă refer aici strict între grupul nostru de cunoscut, să zic așa. E bine, în acest podcast, fiind invitatul lui Irinel Costache, din Vâlei de Munte, eu, fermierul Adrian, am povestit toată ascensiunea mea, să spun așa, de mic copil până în momentul de față. Erau foarte multe puncte de atins, dar timpul, din păcate, nu ne-a permis să intrăm foarte adânc în detaliu. Pentru cine este interesat, eu fac doar o introducere ca să știți în mare parte despre ce este vorba. Cine are plăcere, cine dorește să vadă ce am povestit în podcastul respectiv, intrați pe linkul pe care o să vi-l las eu în descriere și o să găsiți acolo întreg podcastul. Cred că are vreo oră și ceva. Ca să vă faceți o idee în mare, să zic, cam ce s-a discutat și ce s-a întâmplat acolo și atmosfera a fost, eu o să vă las câteva minuțele, câteva fragmente din podcastul respectiv, dar cam atât, vă las pe voi să vă decideți. Dacă vreți să vedeți întreg podcastul, întreg vlogul, v-am spus, eu o să vă las un link în descriere și totodată și pe pagina de Facebook o să găsiți linkul respectiv, care o să vă redirecționeze către canalul dânsului de YouTube și acolo găsiți vlogul. Dar școala te educă foarte mult, mediul în care stai, mai ales din familie, că de acolo pleacă prima dată educația, în mare parte, nu e neapărat o regulă. Acolo era o loterie. Dacă scăpa de la sine și rezista organismul, era ok. Dacă nu scăpa, omul spunea, păi n-a scăpat că a fost boală puternică. Nu, a scăpat animalul că așa a scăpat el. Acum nu zic, poate un 1% din adevăr sau din ceva o fi și acolo, dar nu, sunt niște chestii ilogice. Că nu au absolut nicio treabă cu activitatea respectivă și nu îi ajută cu absolut nimic, nici măcar n-au încercat. Adică au tot felul de conflicte de genul pentru ăsta. Că, cum văd eu lucrurile, aici ajungem din nou tot la educație. De. Și aici e un lucru foarte, extrem de important. La un moment dat, în viața ta sau în tinerețe, în primii pași, să zic, în care pleci în lume, trebuie să îți dai seama singur de ce vrei să faci. Faci anumite sacrificii. Pentru că sunt momente și sunt sigur că în viața aceasta sunt momente în care trebuie să faci ca să nu neapărat să fie bine ție. Poate să fie bine copilului sau mamei, tatei. În momentul în care muncești sau ești activ sau faci ceva, o activitate. Da. Știi? Eu am zile când trebuie să meditez clipurile. Nu mi-a face nimeni. Eu mă filmez singur, eu meditez singur. Deci la mine eu sunt multifuncțional. Aici, 100 de kilometri duși întors pe multe puile. Când mă întorc seara vreau să iau de la cap. Da. N-a fost o copilărie chinuită. În ce sens? N-am avut bani, că n-aveau nici ei. Deci am stat, eu eram mânător. Ce înseamnă mânător? Dai la ușă. Uile. Și stăteam cu vacile ziua, că n-avea cine să stea. Copil fiind practic mic... Practic să iasă, scuză-mă că te întrerup, să iasă oile afară, cumva să le orientezi. Da, când le mulci la ușă, ok. Dădeam la ușă. Dimineața la 4 mă trezeam, în schimb eu nu. Cel puțin în viața de facultate mi-a plăcut să și-mi trăiesc tinerețea. Da. Dar totodată să rămân și sus, pentru că în momentul în care eram, să mă scuze toată lumea. La un moment dat a existat așa un conflict cu tine însuți, n-ai știut să te pierduse cumva? Cum a fost treaba? Eu sunt îndrăgostit de natură, în primul rând, că de asta am și... Noi n-am avut. Da. Adică noi am avut copilărie Noi aveam ghiozdanul plin cu cărți. Cu cărți fizice. Da, exact. Deci nu știi ce te așteaptă. Nu mai există o stabilitate. În trecut, din nou, și ajungem cu concluzia educației. Bine. Cu Dumnezeu înainte și din nou mai am vorbă. Să ne dea Dumnezeu la fiecare după sufletul lui.